Mândria orașului Piatra Neamț, copilul de suflet al primarului Gheorghe Ștefan, Telegondola, care urcă pe muntele Cozla, n-a mișcat astăzi deloc. Pe afișul de pe geamul caseriei scria revizie tehnică. De fapt, programul a fost amânat de hoții care azi noapte au furat toate încasările de peste zi, adică 37.000 de lei noi. Cum a fost posibil, știe Ligia Pricopi. Ligia, bună seara! Bună seara! Hoțul a avut o misiune foarte ușoară. La sfârșitul turei, caserița nu a retras banii din încasări, așa cum trebuia să facă. A încuiat cei 37.000 de lei în seif, dar a lăsat cheia casei de bani într-un sertar din caserie. Practic, tot ce a stat între hoț și prada sa a fost o ușă de termopan. Cel care a dat lovitura nici măcar n-a fost nevoit să spargă geamul. A forțat încuietoarea fără să lase urme vizibile și a țintit direct banii. Nu s-a atins de electronicele din caserie. Furtul a fost descoperit abia dimineață. Polițiștii au început cercetările, fiind aproape siguri că hoțul a acționat la pont sau are legături cu cineva din interiorul firmei. Acum oamenii legii nu mai au niciun dubiu, pentru că au constatat că niciuna din cele trei camere de supraveghere care ar fi trebuit să-l surprindă pe cel care a dat lovitura nu funcționa la momentul furtului. Deci, îți mulțumesc!